Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut că v-ați iubit, dar vă întreb așa deodată, vedeți bărbătoi cu cheptul în față și un pic de enfază. Altă țară n-ați găsit? Polonia, Japonia, Burundi, oriunde. Cine, cine mi-a împușcat mai mulță care, care baba mi-a făcut blestemația? De ce te-a mâncat, mă mică, limba să mă naști în România? Da, da, mama, da, da, să mă naști în România. Da, da, mama, da, da. Slava România! S-a crescut, maică ficioră, ca un zmău brășesc la sfecă, după care eu tobor și mă duc la discotecă și mă zbăt la centru hore, să-și ordre marcat. Că trecă prin dreptul școlii, n-am văzut și l-am călcat. Am o joacă pinguină, toate fetele de-n sat. Dar nu jucăm cu ele, noi jucăm local combat. Am bătaia programată cu Vasile Luanica. L-am prins trecând cu roate pe tarlaua lui bunica. Eu am sus chidau perversă și că sar cu el pe geam. Dar pe buletin la mine scrie Sandro Van Damme. Nici nu bati chinii gongul, Vasile-n rupi splina. Uite urmat la talp 44, m-a de închina. Cine, cine mi-a împușcat mai mulța care, care baba mi-a făcut blestemăția? De ce te-a mâncat, mă mică, limba să mă naști în România? Să mă naști în România. Da, da, mama, da, da. Eu iubesc România. Ui, ce chine de Vasile, parcă-i finul lui Bonească. M-au lăsat cu dință în mână și cu ochii de câine haschi. Stela, vreți să mă panseze? Nu mă atinge că mă doare. Eu dă-mi coatele comanda, ce se mai întâmplă oare? Eu iubesc televiziunea, că văd știrile din sport. Văd cum vine viitura, văd pe Michael Jackson mort. Văd cum se izghesc copchiii cu mașinile în copac. Poliția e zvârlind cașcheta, interlop și când pac, pac, pial. Post la declarație, era domnul doctor Ciobo. Știa niște operații care nivelează omul. Dumnezeu să-l ierte pe domnul doctor Ciomu. Singurul medic care a știut să pună semnul egal între bărbații din România. Fiindcă noi, bărbații români din cele 3-4 zone istorice, suntem atât de diferiți între noi ca genom, încât nu putem fi egalizați decât prin tăiere. Mai multe nu o spun, că-s copchilul Cătălin Stepa. Aplaudați la prostii! Bravo! Aceste ultime patru versuri n-ar trebui să facă parte dintr-un spectacol de această anvergură, dar se numește prozodie, doamnă. Dacă nu le cânt, nu poți dormi la noapte. Uite-mi post cu fetii goale, mamă, sunt mânsor cu cari, cu Alina lui Plugaru, dar nu-mi trebuie plug mai mare, cu sexy brăileanca, dar nu știi ca să sapi, poate cu eleva... Nu zic porno că-s copchii. O brăznicuță, dar-i minoră. Fac pacate. Cine, cine mi-a împușcat mai mulța care, care baba mi-a făcut blestemăția? De ce te-a mâncat, mă mică, limba să mă naști în România? Da, da, mama, da, da, să mă naști în România. Da, da, mama, da, da, să mă naști în România. Ba, 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 bam, bam. Bună seara, bine v-am regăsit, suntem fără zahăr. Vă spun bine v-am regăsit, fiindcă acum destul de mulți ani am mai cântat o dată aici. Bobo, nu mai ține minte, fiindcă asta e bucuria vârstei la un moment dat, să uiți. Dar eu țin minte, acolo unde a fost bine, n-ai cum să uiți. De ce te-a mâncat, mămică, limba să mă naști în România? Se numește metaforă. Nu trebuie să luăm totul mot-a-mo. Acum să credeți în mod eronat că la Dorohoi se nasc copiii pe gură. Te-a mâncat, mămică? Nu. La Dorohoi copiii se nasc fix ca în Lupeni, prin cezariană fără motiv, doar că la noi e mai ieftin. Și știi de ce e mai ieftin? Nu că te operăm cu cuțitul de la fast food. E mai ieftin din cauza că noi la Dorohoi am învățat să facem managementul temporal al unității medicale. Ce înseamnă asta? Dacă avem vreun medic în sală, cu siguranță este un medic mai mare ca el în spitalul ăla pe care ăsta vrea să-l sape. Și azi va învăța să-și facă proiect de management temporal. Management temporal la Dorohoi înseamnă faptul că maternitatea funcționează la 14 la 19, la 8 la 14 stomatologie, la 14 rabatăm puțin spătarul scaunului, și ridicăm de la picioare. Și practic, dacă vii și în ultimul hal de graviduță și cocare în măseluță, plătești o singură anestezie. Aici facem economie, la anestezie. Și duci acasă
și pentru zâna măseluță, o măseluță la pachetel, și într-un paner o mogâldeață minunată care urmează să-i distrugă lui bărbatul următorii doar 18 ani din viață. Să vă fie rușine, lupeni, grați cu demograți ca României, arată ca o ciumpercă în care tulpina anemică a ciumpercii e tineretul pe care voi nu vreți să-l nașteți. Trebuie să creștem demografic. Acest cântecel este făcut în cârdășii cu Ministerul Sănătății, pentru ca voi, în urma acestui festival, peste 9 luni vin la Lupeni la maternitate și dacă nu găsesc măcar 3 copii născuți după seara asta, vin cu Bobo la voi la dormitor și vă cântăm colinde. Ăsta e cântecelul de înmulțit populația. Cum? Prin refren în limba franceză, fiindcă, dragilor, franceza se numește La Langue de la Murway. Oui, mon ami, viens écouter ces bons chansons d'amour. Il s'appelle Lugu Lugu. Eu vă soțul lui Mareț, așa mândoi muncem cu sport. Tătă ziua, Lugu Lugu, ca să facem un ficior. După care stăm o leacă, fac vreo 20 de cruci și mă rog la testul barza să-mi arate două dungi. Dacă dunga-i numai una, nu-i nicio supărare. Eu și cu Marița facem Lugu Lugu în continuare. Treaba cu copiii nu-i deloc ușoară. Sunt constrâns la Lugu Lugu dimineață până seară. Bonjour, maison fouge, ma belle sandelle. Ce zici? Ma beaucoup le caramel. Ma femme, Marița, elle est très belle. On fait Lugu Lugu pour un bébé. Eu cu Marița mea, Lugu 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 Lugu. I love Marița mea, Lugu 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 Lugu. Ia lugliut. Eu cu Marița ne înțelegem din minune. Marița îmi spune ce să fac și eu fac ce îmi spune. Să nu înțelegeți că n-aș fi un soț independent, dar la comanda Lugu Lugu mă supun urgent. Îi dreptul meu să merg în fiecare sâmbătă la meci, dar dacă-mi sună telefonul, mi se spune trebuie să pleci. În 5 minute mă prezint la datorie, da, da. Ultimul vers, a capela. Că doamnă, acolo e un domn cu telefonul deschis în ultimul rând și văd eu fățuca. Închide telefonul, domnul. Când doamnă, poți să faci ochii prin telepatie. Bonjour mes enfants, je m'appelle Sandel. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Marița, elle est très belle. On fait Lugu Lugu pour un bébé. Lugu 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 Lugu. Eu cu Marița mea, Lugu 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 Lugu. I love Marița mea, Lugu 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 Lugu. Ia lupliuti, Lugu 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 Lugu. Jute Marița. Vă sunt dator cu explicație. Nu vreau să par vulgar, însă cuvântul Lugu Lugu nu-l găsiți în dicționar. Cine n-o trecut prin asta n-are cum să știe. Dar Lugu Lugu înseamnă termometru și calendar. Eu aș vrea un fotbalist mic, dar șefa vrea fetiță să o îmbrace în rochiță, să o facă doctoriță. Acum vă rog să mă scuzați, dar trebuie să o șterg de grabă. Marița-mi face semnic, avem puțin treabă. Bărbătoi din Lupeni sub 25 de ani, ați prins metafora asta sau vreți să vă fac și desen? Asta înseamnă să cânți de dragoste, de înmulțit populația, știind că ai copii în sală. Cânți astfel încât copiii să nu înțeleagă nimic. Metafore peste metafore. Ultimul refren, dragii mei, deși este identic cu primele două, o să vi se pare mult mai fain, fiindcă îl preced eu cu celebrul de Jean Dorohoi al meu, solo de tobe pe gură. Fiindcă mașina lui Bobo încape orice, mai puțin un set de tobe. Lupeni are o ready for my ăsta. Varmea din Budapesta, cum se spune la tine în engleză? Mouth solo drum? Yeah! Bun. Eu cred că ia speriat săraci oameni. Bonjour mes enfants, je m'appelle Sandel. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Marița, elle est très belle. On fait Lugu Lugu pour un bébé. Eu cu Marița mea, Lugu 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 Lugu. I love Marița mea, Lugu 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 Lugu. Ia lubliu, Lugu 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 Lugu. Tiii.
I love Marița. Da. Mea. La 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 la. Aplauze, vă rog, pentru mine. 3 ani de zile, doamnă, din banii mei am plătit ore de canto pentru Bobo, care la început cânta ca mine. I love Marița. Bă, cineva în trupa asta are nevoie de voce. Pe mine, lasă-mă să fiu șofer. Tu, fă-ți vocea ascuțită să poți cânta ca un Pavarotti de Bach lui Iași. Dragilor, azi în drum spre cazarea noastră și mulțumim gazdei în această seară, care ne-a cazat și ne-a hrănit, am trecut pe lângă centru de informare turistică. Frate, nu pare închis de alaltăieri. Pare nedeschis niciodată. Una la mână, fiindcă turistul din zonă n-are nevoie de centru de informare, știi tot? Și doi la mână, hai să fim serioși, românul când scapă la o săptămână de concediu, vrea neapărat pe litoral. Iar voi, bărbați însurați care ați mers la mare, știți ce înseamnă să faci asta, nu? Înseamnă să mergi acolo unde nu vrei să mergi, deci mergi. Ești târât la mare de soție și copii, fiindcă ești singurul din familie incapabil să târie cele 14 trolere identice ale șefei. Despre asta vorba în cântecel. I feel you. La, 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 la. Hai și tu. La. Vecina. Tot n-o știți. Întotdeauna ziua o plimbă soțul cu mașina. Parveniți. Ba la cacica. Salim. Ba la humor. Sorin. Și-n povestea niște le înflorește și eu mor. Ajutor. Deci prin urmare. Fără deci. Vreau răzbunare. Unde pleci? Mi-am luat familia și-am mers cu ei la mare. Depărtare. Să văd meduza. Mă tem. Și cașalotul. N-avem. Și-ntâi de tânte să închid lunina potul. Cu cotul. Am mers la cușetă. Ca într-o rachetă. CFR. Intergalactica pe o coadă de comete. Întârzie. Și ascultați-mă ce spun, că CFR-ul e cel mai bun. Că dimineață eram cu toții la Neptun. De când o coboră din tren, steluța-i tătă numai zien. Pe spatii roșii caracu, fața-i albă ca chișleagu, iar eu săracu. Mă sâsâi ca gând sacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, și parcă am chicat într-o vrajă pe spate. Și lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pe pește, mi prăjește. Cum tu? Subtil, de sară. Nu o să-mi pun o rochiță de vară. Nu cheltuim. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză. Ca la Bravo ai stil, văleu. Văleu și bunica ciula la copchel. Alo? Mina? Nu uitați, mai mi-o-s grădina. Aho, aho, domnul nisip, cicați mata la mine în slip. Că mi-a intrat în ochi în gur. Acum am scârții în dantur. Și-am țipat la dracucela care dă de cu tine în mini. Uai, copchile, stai mingea. Ți-i chiar nu-ți rușine? El o zis, scuze-mă, nenea. Păi n-am ce face, trebuie să-l iert. Mai ales că lângă dânsul mă s-a țipă. Porumb fert! Lupin, ăsta este cel mai clasic exemplu de rasism muzical. N-ai voie să spui porumb fiert nici piatră ponță. Decât porumb copt și pilă de șlefuit călcăiu. Mă doare, doare, doare capul, nu-i crăpat și nici nu-ți bată. S-i insolat concediu ăsta de la mare. Mi se pare că-i tare. Minunat, am trei hamsi în farfurie. Minunat. Una din ele pare vie, felul în care mă privește. Ce? Mă scormonește. Doamne ferește, parcă-i Freud reîncarnat în pește. Psihanalize, când ați avut ultima oară? La Palatul Cultural Mineru. În seara asta. De când o coboră din tren, steluța-i tătă numai zien. Pe spatii roșii caracu, fața-i albă ca chișleagu, iar eu săracu. Mă sâsâi ca gând sacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, și
parcă am chicat într-o vrajă pe spate. Și lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pe pește, mi prăjește tu. Subtil de sară, o să-mi pun o rochiță de vară. Nu cheltuim. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză. Ca la Bravo ai stil, văleu, văleu și pune căciula la copchil. Să-mi plimbi găina. Concediu plăcut, bărbătoilor. Mă uitam că în primul loc, în primul rând, rândul oamenilor aleși, iar a rămas gol scaunul domn primar. N-au putut să vină în seara asta, așa-i? Deci vă jur că până acum am cântat doar pentru el. Speram să fie în sală, să mă impun și eu un pic pe linii. Nu-i domn primar? Mă relaxez. Atenție, clasă, priviți-mă cum știu să mă transform într-un profesor de biologie rău. Aici sunt Felipe Leonas. Urmează enigma de logică biologică. Clasă, vă dau nota 8.50 și vă trec 6 în catalog pentru încurajare la biologie, dacă ghiciți răspunsul acestei enigme quasi imposibile. Eu, din Dorohoi, ca să ajung pentru prima oară în Botoșani, am folosit un mijloc de locomoție viu, cu puterea nominală de 1, care are un cap în față, o coadă în spate, pe stânga, două picioare, pe deoarece ca să nu cadă încă două. Și acasă, atenție, o soție veșnic nemulțumită. Deci, soție cu botul veșnic atât de lung pus. Deci, soție pe nume Iapă. Ce este el în afară de pronume personal? Dear cousin, what is the animal that runs very fast and does... How do you call it? Fast. No, low, low. 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 Horse. Uite, că știu Varsa. Varsa, din cauza lui Varsa, toată clasa ia FB. Eu sunt Toma Alimoș, nu am pe frunte niciun coș, sunt un haiduc periculos, nu glumesc. Li dau cu spaimă și teroare, cu cuțetul din dotare, la tăți boierii care-i întâlnesc. Pe care? Sunt posesorul unui cal, galopează infernal, procurorii îl cercetează pe penal. Procesua? Că nici taifunul din Tahiti și nici trenul Intercity nu-l ajunge dacă bagă material. Calul meu nu poate să zboare, oricât ar da el din chicioare, dacă ar pute, cred că ar întrece avionul. Ar face tumba printre stele, prin universuri paralele și la Geneva ar prinde în dinți bosonul. Iar dacă vede un gard înalt, le pășește dintr-un salt cât s-a burcă și deodată face hopa. Calul meu n-are 4 ani și nici nu mușcă din dușman, dar eu Toma Alimoș, nu Andri Popa. Bum 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 b
știați că uneori patrula de poliție rutieră are nevoie de ajutor jandarmeriei pentru a opri șoferii nervoși? Cu alte cuvinte, dați-mi voie ca în seara asta echipajul să fie format din Cătălin Stepa și domn polițai. Marian Godină mai scrie o carte în mașină, se nervează că lucrează în zadar. Ai ții loc când au undă atât de lungă, până la morgul meu să ajung, deci pe normal el nu apare pe radar. Robocop. Eu și cu calul ne împăcăm, dar nu ne prea sincronizăm. Când vine ipotera, eu mor dat în sus capă. El are și un motiv de fală, dar știți că sunt copchii în sală. Oricum, e foarte bucuros când vede o iapă. Galop. Râng, dâng, dâng. Doamnă, dai 5 lei să pornesc din prima. Tarărătam, tarărătam, răm-bă-bă-bă-bă-m, căluțul eu. Da nimina, da nimina, da nu mi-l poate prinde, da nu pot nici eu. Da-că-t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 
fugi, 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 fugi ca un zmaul la piala. Mai ales și anume la vale. Bum, 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 bum. Căluțul vă mulțumește frumos pentru aplauze. Stimați consumatori de cultură fină, în primele două cântece v-am testat puțin. În primul, cel cu maimuța, am spus din greșeală Slava România. Nimeni nu s-a panicat. În al doilea, cel cu creșterea demografică, am spus domnule adorabil din primul rând, ia le bleu tibea, care în franceza cu accent de Kamchatka înseamnă, bineînțeles, că tu pe mine mă iubești, dar asta e viața, avem alte obligații. Nimeni nu s-a panicat. Cu alte cuvinte, este o seară aniversară în Palatul Cultural Minerul, în care vreți să vă faceți să cred că în public nu avem niciun spion rus. Doamne, vă garantez că n-are cum să nu existe spion rus în Lupeni. Eu o să ți-l identific cu acest următor cântec. S-ar putea să te minunezi când afli că e vecinul tău de o viață care știa că e electrician în șutul 4 și el, de fapt, dădea... S-a urcat pe antenă, doamne, și dădea direct raportul la Putin. Sper să nu vă panicați, dar urmează cântecul desconspirator de șpioni. Am stat 2 săptămâni să învăț cuvântul ăsta special pentru dumneavoastră. Eu am o euroviață într-un eurosat, mai trezesc dimineață într-un europat. Am o eurocasă, am o eurovacă și în fundul grădinii tata se euro o leacă. Ies afară la țigară, dar nu-s foarte optimist, că tot în curte pot aiută de la gazele din șistă. Dar pe viața stai scurtă, decât să mă nervez, eu mă bine ies în uliță și încep să dansez. Dans, tătă lumea, mâinile sus, am dus cu mâinile sus, am dus mâinile sus. O intrat pe poartă tancul rus, am dus mâinile sus, hai, mâinile sus. E tătă lumea, mâinile sus, am dus mâinile sus, da, mâinile sus. O intrat pe poartă tancul rus, am dus mâinile sus, da, mâinile sus. Solo! Ba-ba-ba-ba-ba. Îmi place viața asta, dar uneori cam perfid. Când în jur, în loc de vacă, am găsit mulțimea vide. Noi Joiana, fratul niștin iese în țâțas noapte, cum ghiciușca, mă, să mânc eu cerealele cu lapte. Dă o boară de cereală, prea multă fibră strică, mărmăghini în sat la crâșmă. Să mă pup cu una mică, orică țuica la mansardă, creierul se discoasă și mă simt felin ca mâța când mă apuc să cioc pe masă. Bâța, 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 naiba femei, bâța, 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 la naiba, bobo. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor prietenilor care pe primul refren și-au transformat mânuțele în ștergătoare de Logan. A fost
minunat felul în care v-ați sincronizat. În al doilea rând, a venit momentul să identificăm șpionul rus din Lupeni. Care știm că s-a prins lumina în sală? Plătesc eu cei 50 de bani de curent electric. Minodoro, unde ești? Aprinde lumina, fată. Trebuie să vedem dușmanul. Să vezi cum trec 45 de... Bună seara! Da, a, nu? Hm. Ok, ok. A. Asta, 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 ajunge, ajunge așa, ajunge așa. Să rămână, să rămână. Minodoro, vină înapoi. Am glumit. Cum recunoști un șpion rus în căminul cultural Minerul? Să știți pe viitor. Simplu. În primul rând, el nu ridică mâinile, fiindcă nu înțelege moldovenească de la vest de prut și dați-mi voie să vă felicit. Ne aflăm în sfârșit la vest față de ceva. În al doilea rând, spionul rus e atât de bine antrenat încât e posibil să aibă 48 de ani, deci de 2 ani pensionat special din KGB. Dar în această seară să fi venit deghizat în... într-un copil rocker de 18 ani cu barbă albă, tip țap și șapcă, care blochează culoarul. Vedeți ce simplu e în Lupeni să aduce acuze? Nu acuzăm pe nimeni azi, dar, Lupeni, cine nu ridică mâinile, măsa-i spion. Dans! Dă-te lumea, mâinile sus, am dat cu mâinile sus, da, mâinile sus. Spionul din rândul 3, o intrat pe poartă, tancul rus, am dat mâinile sus, hai, mâinile sus. Spionii mici, alu Cătălin, mâinile sus, am dat cu mâinile sus, da, mâinile sus. O intrat pe poartă, tancul rus, am dat mâinile sus, da, mâinile sus. Sala! Anti-aeriana culturală la Lupeni, bagă! Toată lumea sub scaune! Mulțumim că prezentați simțul umorului geopolitic. Uneori, acest instrument bizar al lui Bobo nu sună ca în seara asta ați în țar castrat. Și atunci când sună mai gros, vă garantez eu, toți bărbații erau în brațele soțiilor. Mamă, apără-mă! A venit momentul să devenim un pic serioși. Seriozitate înseamnă să nu cânt eu deloc. O să rugăm pe domnul Bobo să-și folosească chitara din dotare, că nu mi se pare normal ca într-o trupă doar șoferul să cânte la chitară. Tibi, te rog să-mi dai chitara pe mute. Dragilor, când pune Bobo mâna pe propria chitară, se întâmplă un fenomen foarte interesant în public. Bobo știe să cânte doar de dragoste adevărat românească. Ce înseamnă asta? Înseamnă aia terminată prost. Bobo nu-ți cântă despre actuala ta relație, căsnicia asta bună, caldă, mlăștinuța asta în care te complaci că e bine. Bobo îți cânte despre nebuna aia care, din Petroșan, care în clasa 11 ți-o distrus ție inima, de căsnicia cu care te oferi bunul Dumnezeu, dar totuși la care te gândești în ziua de azi, spui așa, măi, la dracu să o iei și să-i dea Dumnezeu sănătate, era frumoasă. Abțineți-vă să plângeți, bărbătoilor, că șefa este cu ochii pe voi. Vă dau voie să vărsați o lacrimă în colțul interior al ochiului stâng. În eul interior vă bușiți un pic, fiindcă Bobo o să vă cânte piesa asta minunată numită Frumoasă. Și eu, tac. Ești frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o sară pe teras cu prieten cu care nu te-ai văzut de mult. Frumoasă ca în supermarket când ne coadă la casă, ca o după-amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amieză nu m-am cap, m-a bătut. Ești frumoasă ca sunetul tractorului pe câmp, frumoasă ca mirosul de iarbă adus de vânt, frumoasă ca piciorul mic al unui prun de țâță, ca ochii albaștri spălăciți ai unui pui de mâță. Ești frumoasă ca mașina mea ce vechi când pornește, ești cauză de bosc cu dezlegare la pește.
frumoasă ca urăcăitul broaștilor pe Baltasara, ca vântul când ridică fustele la fete vara, frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o seară pe terasă cu prieten cu care nu te-ai văzut de mult, frumoasă ca supermarket când nu-i coadă la casă, ca o după amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amieze nu mă-ncap, mă bătu. Ești frumoasă ca prima zi din vacanța de vară, ca noaptea din vineri când stăteam târziu afară, frumoasă ca Sandy Bell din desene animate, ca alunița aia mică pe care o ai pe spate. Ești frumoasă ca un examen la care tocmai am luat 10, ca o durere de măsea după ce streci, și aș mai încerca o rimă, nu știu sigur dacă-mi iese. Ești frumoasă cum era Stella în primele noastre piese. Ești frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o seară pe terasă cu prieten cu care nu te-ai văzut de mult, frumoasă ca în supermarket când ne coadă la casă, ca o după amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amieză nu m-am cap, mă bătut. Vișin și pe după grajdă de la vite, eu mă încomet să ghicesc. Vrei să spun că de tare te iubesc și mă apuc să fac o listă ca să nu mai și tu tristă. Da, cum iubește pe copac toporul și gheața congelatorul, cum iubește bou iarba, iubesc la mărnăiba, cum iubește luna cerul și precum ruginei place fierul, cum iubește ața acut, iubesc mă dracu, cum iubești iarna cerul și pisica și fonierul, cum iubești scoica marea, cum iubești gâza floarea, cum iubești flacăra benzina, cum iubești un mier lumina, cum să tot iubesc actori în filme, așa te iubesc și eu pe tine. Cum iubești mâța sacul și rahatul cozonacul, cum șurubul lui îi place șaiba, te iubesc la marnaiba, cum iubește ursul mierea și un politician puterea, cum iubește pinguinul fracul, te iubesc mă dracu, cum iubește degetul inelul și pe brânză o iubește șoricelul, cum lui papa îi place spânacul, cum iubește banul și bogatul și săracul, cum iubește vinul cana și leucoplastul rana, cum să tot iubesc actori în filme, așa te iubesc și eu pe tine. Cum iubește pe copac toporul și gheața congelatorul, cum iubește bou iarba, iubesc la mărneva, cum iubește luna cerul și precum ruginei place fierul, cum iubește ața acut, iubesc mă dracu,
cum iubește mâța sacu și ratul cozonacu, cum șurubul lui îi place și ai bat, iubesc la măr n-ai bat. Cum iubește ursul mierea și un politician cu terea, cum iubește pinguinul fracu, iubesc să mă ia dracu. Se întâmplă următorul fenomen. Statistic s-a constatat că... Mulțumim, domnule Bobo, iartă-mă. Ți-ai trăit momentul, las-mă. Da? S-a întors profesionistul. Statistic, orașele cu cel mai mare număr de turiști pe weekend sunt cele în care în weekend se dă roalert de urs. Și de înțeles că românul are voucher de vacanță, unde mergem în weekend? Roalert, duci în copilul, să vadă ursul, să facă poză, să-l mângâie. Am înțeles pe surse că inclusiv primăria Lupen vrea să atragă sau să cumpere vreo 6 urși care se plimbe de nebuni prin centrul orașului, ca să vină și mai mulți turiști, să deschidem în sfârșit centrul de informare turistică. Dar la centrul de informare teoretic a trebuit ca turiști să primească informația cum ne apărăm de... Păi nu te aperi, mă, de urs. Ursul trebuie stimulat să rămână în oraș. Atenție, dragii mei! E un animal adorabil de la 50 de metri. De mai aproape s-ar putea să-i placă de tine. Să-i faci poftă. În seara asta am venit să vă salvez. De două lucruri se teme în viața lui ursul. Unu, bineînțeles, de ursoaică. Și doi, nu de lup. Fiindcă voi nu vă numiți lup, vă numiți lupeni. El se teme de haita de lup. Iată cuvântul haită, care la forma de singular nu sună ceva bun. Dar la plural înseamnă coeziune socială pentru apărarea comunității. Nu sunt bucuros de ceea ce urmează să fac la vârsta mea, o fac de dragul artei. Cine o să râde de mine, cine râde de mine, maică-sa e husky siberian. Ninge, linge, linge, nebeznă, ninge, până la găleznă, înger de argint se coboară iar, vin să ne aducă lumină-n dar. Cine să mă scape, lupii sunt aproape. Nu, fals. Ninge până la genunchi și simtă rotulă un junghi când înger de argint se coboară iar, vin să ne aducă lumină-n dar. Cine să mă scape, lupii sunt aproape. Ninge până la buric fac țurțuri la umbilic și înger de argint se coboară iar, vin să ne aducă lumină-n dar. Cine să mă scape, lupii sunt aproape. Hai! Normal că lui Boboi convine să-i spună unui singur lup care falsează că falsează, fiindcă mă și cunoaște. Dar dacă în fața lui Bobo ar falsa o întreagă haită culturală de 854 de lupi care se urăsc între ei și s-au împărțit în două tabere. Băietul cu barbă, spion, o să fie arbitru în seara asta. Dacă două haite culturale vor urla la unison, ăstuia este frică să spună că se falsează la unison. Ideea e felul următor. Domnul Bobo face pam, 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 pam. Pe timpul 4, întâi mă adresez vouă că păreți mai de încredere. Pe timpul 4 începem să urlăm la ăsta să vadă el coeziunii în jumatea bogată a orașului. Dar urlăm. Eu vă dau tonul, da? Thank you.
lince, ninge drept și ninge până la piept, când îngeri de argint se coboară, iar vin să ne aducă lumină în dar. Cine să mă scape? Lupii sunt aproape. Hai! Ninge lindo veșnicie și ninge până la bărbie, când îngeri de argint se coboară, iar vin să ne aducă lumină-n dar. Cine să mă scapă? Pe lupii sunt aproape. Hai! În primul rând, mulțumesc foarte mult, haite mele culturale. Nici o clipă nu m-am gândit să vă separ, doar mă gândeam că la, cu toții atât de tare veți urla încât pică tavanul. În al doilea rând, se numește convenție muzicală. Nu pot să-l mănânc pe Bobo la fiecare concert, că ăsta e unicat pe două județe. Rămânem fără el. Plus că aș face și indigeste. Dar vreau să vă închipuiți prin convenție muzicală că Bobo tocmai și-a găsit locul în stomacelul veșnic gol, veșnic gheorăitor și veșnic pofticios al domnului eu. Iarna lupul ies în stradă tăt, cu nasul prin zăpadă să rămână pentru masă, rămâi gazdă sănătoasă, parcă-o fost tot râcamațos, dar foarte gustos. Și acum din stomacul lupului, Bobo vă face urări de bine pentru 2025. Sărbători fericite! Mulțumim, dragi lupi culturali. Noi în Dorohoi cântăm de prea mulți ani. Cântăm de pe vremea în care dacă încercai să scrii un hit, ieșea șlagăr. Sau, cum ar spune bucureșteanul, jilagăr. Diferența între hit și jilagăr e felul în care publicul se raportează la cântec. Dacă din hit mai ții minte maxim refrenul, din jilagăr mai ții minte maxim o silabă din refren. Și dacă cumva ți se pare că ții minte două silabe, de fapt e una care se repetă. Puterea exemplului este cea mai edificatoare, motiv pentru care vă prezentăm întâi hitul din blocul nostru din Dorohoi, după, pe urmă, șlagărul. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii. Păi tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos drept pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. Hei, e weekend, iar de mic a fost foarte mare temerar. Orașul ăsta aglomerat, m-a sufocat, m-a sufocat. Aud o voce cum mă cheamă natura, mamă din nou la ea mă cheamă, da. Mă cheamă mama din balcon, că la amiază trebuie să dorm. Hai bine, dorm un ceas, apoi am muntele la pas, apoi am muntele la pas. Cu cașca mea, brigada mea, băieții mei, golanii mei, prietenii mei, mă bazez pe ei, da. Am doi prieteni nu prea buni din Petroșani, să facă plouă când îi suni. Mai facem un refren din hitul. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Păi tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă cocos drept pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.
Dar nu singur ele pufi, pot încerca să-l atingi, dar nu fi prost, că mor fără rost. Nu e masiv, dar e agresiv, mutilează trupul, protejează grupul, bagă spaimă în lupul. Clasă, tu ești atentă la dicția mea? Tu înțelegi că eu vorbesc cu aliniat? Am spus că pufi protejează lupul și facem încă două, trei acțiuni pe care mă tem să le repet verbal, fiindcă nu dormiți la noapte. Ce frumos ar fi ca eu să spun două, trei și pufi, iar dumneavoastră să-l fluierați pe acest pufi bisilabic, adică nu vreau să aud diftongi, triftongi și niciun caz hiaturi. Doar încercăm? Doamne, cum o să iasă Bobo. Deci, două, trei și pufi! Nu din culise. Cătălina, tu nu aveai fluier, mă, la jandarmerie? Nu știu că se fluier normal. Ok, dar pe timp, da? Deci, fetele au voie să chiuie și doamnele foarte nervoase au voie să înjure pe oricine, dar bisilabic. Nu vreau să aud mamă soacră. O femeie hotărâtă știe să înjure în două silabe, pe oricine. Da? Mai încercăm o dată, Doamne ajută, dacă nu mere, vă dau la urs. Deci, două, trei și pufi! Pufi un fel de pechinez. Pe pile vă las. Jumate cu bișon maltez. Când ești la munte trebuie să știi, pot apărea intemperii, că așa-i natura, vine viitura, ești mâncat, ești terminat. Dar poate să vină și un taifun, cortul meu e cel mai bun, da? Cortul-i bun, dar plouă în el. E o piscină cu cățel. Mai facem un refren cu minte. Mă duc la munte os, mă duc la munte, mă duc la munte os, mă duc pe dealul Polonic. Păi totul munte, dar e mai mic. Mă duc la munte os, mă duc la munte, mă duc la munte os, mă cocos drag pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale, vânezi animale cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu carata, cata! Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși. Am o coajă de banană, o pun capcană, să prind un cerb, că vreau să-l fierb și un iepuraș, să-l fac rântaș, ca așa-i la munte, carne-i crudă, apa-i rece, apa-i... Breaking Bad. 10 și la chimie, toată lumea din Lupeni. Bravo, udă. Am un pachet de biscuiți și papânceță n-o subiți. Ultimul refren și mulțumim. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar e mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. Vă așteptăm cu drag să faceți city break pe dealul Polonic din Dorohoi, dar să nu veniți în grup mai mare de 3, că se turtește. În primul rând, nu vreau să abuzăm prea mult de răbdarea dumneavoastră. S-au pus la gard. A
Asta nu a fost o vacă. Asta a fost o femelă de bour, de pe sfânta stemă a sfântului steag, a sfântului stat moldovenesc, condus în 1504 de către Ștefan cel Mare și, bineînțeles, îngrozitor de sfânt. Ladies, gentlemen, școpchi, this is Moldavian Folk Hip Hop 2003. Salut, mă cheamă, mă cheamă, mă cheamă Sândil. Salut, mă cheamă, mă cheamă, te cheamă cumva Sândil. Dragă Stella, Stella, Stella! Îți scriu pentru a șapte oară, direct din patul de spital. Am învățat să scriu cu stânga, la dreapta sunt lovit mortal, că am interceptat cu gura o potcoavă prins în cuie. E un chișor pical. Știm de când eram copii, de când eram uitat ticat. Fugăram prin cimitir la mormântarea lui bunica. S-aduce aminti, fiindcă eu nu s-o uit nici când. Chetica mea și tu căzând cu capul în piatra din mormânt. Când te-am văzut plină de sânge, mi-a părut așa de rău. Mi-am jurat să te iubesc toată viața. Să mor eu. Steluță, la cuvântul meu, te rog, e bine, sama. Și răspundem la scrisoare, că dacă nu mă tai cu lama. Zii. Te-aș iubi. Dacă e vremea, e dragă, iarba din o gradă să-mi prășești două, trei hectare, fiindcă vezi. Yes, măi, iha, solo. Da, dragii mei, cele mai importante cuvinte din acest șlagăr sunt ăști. Numai să nu puneți al doilea ăști în locul primului. Ia-vă-ți. Solo. Așiche, șiche. Salut, mă cheamă, mă cheamă, mă cheamă Sândir. Salut, te cheamă, mă cheamă, mă cheamă cumva Sândir. Îți scriu a zecea mea scrisoare, vreau să-ți zic. Mi s-o aprins călcâile după tine și cu mine. Noi de șagă, de dragul tău rănesc la vite, de parcă aș fi nebun. Puduc să pe pustia neagră, tătic trebuie să spun. Eu știu că tu nu ții la mine, că digerul ăla-ți place. Te văd intrând cu el în jur, dar ce pușca mea ți faci? Te-am așteptat în fric 3 ceasuri la Caminul Cultural. Dar tu bei vodcă cu gerul ăla, în crâșma de pideal. Am încercat să fac orice numai să-ți fiu pe plac. Mi-am învățat până și că o să dă din capă hip-hop. Da, tu, na, gerul ăla și iar gerul ăla, de parcă scop tău în viață. Pardon să rămână, mă rog la bunul Dumnezeu ca să te facă să-ți dai seama că-s mai tare ca gerul ăla. Și o să-i zici papa lui mama și dacă după toate astea n-o să mă iubești deloc, jur pe tot ce-am mai sfânt că beau benzină și-mi dau foc. Zii! Te-aș iubi, dacă-i vremă-i dragă să-mi cosești. Iarba din o gradă să-mi prășești. Două, trei hectare, fiindcă vezi. Yes, măi, iha, solo. Normal că te întreb uneori, mă, dar merită să ascult o strofă de 3 minute jumate pentru un refren în care spun de două ori ăști, merită. Că atunci când asculți de la Zdob și Zdob Videli Noci, aș stai 3 minute să spui o singură dată tramvai. Salut, mă cheamă, mă cheamă, mă cheamă Sândil. Salut, te cheamă, mă cheamă, Sândil. Asta e ultima oară când îți mai scriu ceva. De acum n-o să mai auzi de mine. Să moară mama, stai puțin. Mama e deja moartă, că am dat foc la casă și la șură și la grajd, cu tot cu vacă. Tot ce-am vrut de la tine era să înțelegi cât de mult iubesc. Dar tu nu ții la mine. Și acum eu gonesc o pistă 100 la oră în faitonul lui tata. Mi-am dat drumul din dealul Popii, că mie s-a pus pata. Și râpa lui Andrei Gorun, o să fii sicriu. Dar ce-mi pușca mea din gură, nu vezi că încerc să scriu? Ăsta-i gerul ăla care urlă în spate, l-am legat de frână. L-am lovit cu levierul pe instigură și am rupt și-o mână. Steluța-i vina ta că s-o întâmpla ce s-o întâmpla. Și sper ca noaptea să ai coșmaruri și te zvârcolești în pat. Gata, îți spun adio, mi s-o terminat imașul. Oh, shit, am uitat, cine se dă scrisoarele neapuștaș? Nu vă panicați! Urmează o explozie îngrozitoare. De-aia face parte din regia muzicală. Aspect. Nu pot, oameni buni, să țin astea două note minunate și să vorbesc în același timp. Dacă nu știți ce am de spus, să vorbiți în locul meu. Vă rog frumos, țineți aceste două note. Deci, ai toată clasa, toată clasa. Nu vă opriți, băiatul ăsta Sandu e în cădere liberă, de sus în jos, cedează potențial, acumulând energie cinetică, coborând. Nu te opri.
Coborând spre fundul unei borzi foarte adânci, fiindcă doamna la vârsta mea încă nu știu genitivul la prăpaște. Deci el cade. Liniște că vreau să fac explozia. Te-aș fi iubit dacă ai fi vrut, măi dragă, să mă găsești. Iarba din ogradă să mă prășești. Două, trei hectare fi. Ui, tată, ui! Apar nu aveam ca... Mulțumim frumos că ați colaborat și la Jilagăr. Știm că este târziu, că sunteți obosiți și încă mâine probabil că e zi de... De ce? De nunți. De ce zi? Stați suferiți că asta înseamnă cultura. Cultura înseamnă acea seară în care vii ca să fii văzut de alți oameni că ai venit. Și asta nu înseamnă să fii văzut de alți oameni că ai plecat primul. Pleci ultimul. Și nu uita la final să spui... Am agreat această seară. Sau... Da, folosim cuvinte lungi și greu de înțeles pentru vecini. Te întreabă vecinul meu, unde ai fost aseară că te-am sunat să ieșim la table și nu era... M-a luat șefa și m-a dus la asta, cum se cheamă, cultură. Noi simțim momentele în care publicul obosește. Știți din ce cauză? Din cauza întunericului din sală. Întunericul face ca tot efortul nostru și al colegilor de scenă de a induce în voi serotonină, din cauza întunericului, serotonina devine melatonină. Și voi sunteți niște mari iubitori de cultură, somnoroși. Nu că somnoroși. Știți cum vă văd de pe scenă? Pe fiecare în parte? Fiecare în parte nu nimic altceva decât o celulă mică, adorabilă, pufoasă și nevinovată. Care, lipită de cealaltă și cealaltă și cealaltă și cealaltă și cealaltă, împreună îl formați pe minunatul organism pluricelular în fața căruia de vreo 20 de ani ne închinăm și căruia îi spunem măria sa publicul. Notează. Când simțim că măria sa publicul e un pic obosit, folosim strategia infailibilă de a-l readuce cu atenția la scenă. Și anume, cântându-i despre bataie. Fiindcă românul, indiferent din ce șut se trage, cu bataia a avut mereu o relație specială. De obicei, românul cu bataia mergea X2. Dar uneori se întâmplau minuni. Minunea asta de cântec e din istoria medievală recentă a Dorohoiului, 2003-2004. Adică încă alb-negru, dar aproape color. Plecat am nouă din spisat și cu sândel tot nouă, că sândel era extrem de bat, zice că-i rupt în două, dar totuși l-am cărat cu noi, că așa-i regulamentul, ni trebuie 10 țără noi să facem regimentul. Plecat am dintr-o sadismei și nu cunoaște frica, unde la bobotează, să botează, să cărica, din satul cu recordul la spalat de farfurii, se cheamă Vila Riba, matale cred că-l știi. Ne-am adunat la CAP, că ne-o chema primarul, maestru nostru number one, la rupt schinări cu paru. Scurmând nervos în nas, au zis că trebuie să-ntoarcem foaia, că ăi din Vila Baho, o răpit pe Gheorghi Țoaia, pe Vatana, care o fura de la o unguroaică, secretul de prefabricat, rachiul de pufoaică, și toată lumea-i cunoștea vestitul alambic, cu care biblic preschimba rahatul etilic. Băi, în orice prerefren de piesă istorică, trebuie să răcnim un pic. Deci,
Ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, neamul peneșcurcano. Da, ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, cu neamul peneșcurcano. Da! România nu e întreagă, da-da-da, da-da-da-da-da, unde-i pasa? Ce crudă-i viața uneori și cum te bate scroafa, când tocmai satul tău vecin îți fură filozofa. Și toți am plâns și toți am strâns în palme furt și coase, porniți să facem belituri și găuri numeroase, să-i omorâm, să-i epilăm, să le mâncăm coliva, să le arătăm că în Vila Baho nu-i ca în Vila Riba. Învățătorul ne întreba cu multă insistență că dacă nu cumva luptăm pentru independență. Noi răspundeam în hohot, ba salvăm pe Gheorghi Țoaia, dacă dai un chil de rom luptăm și pentru aia. Să nu vă duceți, dragii mei, că nu veniți cu zile, că nu degeaba o scris, ce-o scris Alexandru Vasile. Însă vitează domn primar striga, asta-i vrăjeală, Alexandria, acela tău, nu prea știa mardeală, că-și Gheorghi Țoaia pentru noi e ca o sfântă maică, mai bine strâng pități de gât decât să n-am pufoai. Că... mă lăsați mai urloleacă, mulțumesc. Ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, neamul peneșcurcano. Da, ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, cui? Alo, Momărlano, de! România noastră nu e întreagă, da, 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 unde-i pasară? Stimați spectatori, strofa 3 este menită să inducă în voi sentimentul de naționalism utopic. Știți ce înseamnă naționalism utopic? E momentul ăla în care te uiți la persoana de pe scaunul din fața scaunului tău și pentru simplu motiv că nu o cunoști, vrei să o bați. Mai mult de atât, vrei să o dai afară din țara ta. O fi și țara lui, nu contează. Naționalismul ăsta utopic spune că țara este doar a ta. Deci, din strofa 3, vom învăța prostii. Veni și ziua de asalt, aceea în care norii s-o adunați și ne-o lăsați să ne bătem ca chiorii. Și atâta ploaie o trimis tanti Romica Jurca, că prin șuvoaie nu vedeai în cine să bagi furca. Din zori în zori și noi și ei zvârleam pe sus chetroaie și-i nimeream acolo un tiței când mergi la baie. Că domn primar ne-o antrenat și ne-o învățat pe tăți să dăm ca Jean-Claude Van Damme cu șuturi și cărăți. Malaca, de exemplu, era brutarul Rotofei, îți împletea într-o oră 2000 de colăci. Gândeam că o fi vreun pacifist, dar mă înșelam cu fata. Dădea mortal cu stânga, dădea letal cu dreapta. Din toți brutarii, el era din prima generație care s-o antrenat special să dea la operații. Ura! Strigam cu pieptul gol și plin de bucurie drapelul nostru când vedeam la ei pe primărie. Puteam să mor, că-l Gheorghi Țoaia era de-a salvată și toți urmașii mei aveau pufoaica asigurată. Știți ce fac eu acum, da? Urlu! Ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, neamul peneșcurcano. Da, ascunde-mă, măcazano, să nu-l găsească dușmano, că eu plec să-mi apăr neamo, cui? Dorohoiano, de... Yeah!
și-o ascuns mama Cazanu. Dragilor, a fost o plăcere să ne reîntâlnim. Ați fost expuși tării numite fără zahăr. Vă rog să acceptați faptul că uneori folcul poate fi alternativ. Facem acest cântec prin care ne cerem scuze, vă spunem pa și cerșim un bis. Fix în ordinea asta. Singurul vals în măsura 4x4 care a fost dat domnului Epuraș să-l audă vreodată. Ai auzit, mă, la tine la nunț, vals în 4x4? La Dorohoi întâi a apărut valsul ăsta, pe urmă valsul clasic. De treci codre. De treci codre, de aramă, de departe, viez arzând. Fost acasă lui bunicu și-o pe el, la uzurlând. L-am rugat de atâtea ori să-mi dea actele pe casă, dar el nu a vrut să mă asculte și-i țin ușa să nu iasă. M-a luat flama de cusar la căminul cultural, când după o zi de coasă a mers cu mândra mea la bal. Mi-a dat un unghiul de țuică să-i dau mândra cu împrumut, că oricum eram prea mangă și n-aș fi putut. Vorchești prost. Sare nebuniți vecinii cu găleți de apă în mână, eu le zic că nu mi sete și le arăt că am fântână și strâng și mă las în pace, aruncând spre toporul care taie o babă în două și la alta. Au chișiorul! Uite, bă, deodată brusc, nu știu fumul de unde vine. Intr-o casă, da, bunicu, nu o să sunt foarte bine. Îmi pare rău de ce am făcut și regret și vreau să mor. Și am chemat televiziunea să mă tai în fața lor. Cântecul stai despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, care trec țigan și cântă pe la spate. Mie-mi place satul meu, că se întâmplă lucruri buni. Avem și televizor, nu e așa de rupt din lumii. Țața Floarea, spre exemplu, e vedetă pro TV. Cătălin Radu Tănase a stat de vorbă cu el. În fiecare săptămână vin reporter și o filmează, că din două în două zile un nebun o violează. L-am văzut și mai de una la știri, la televizor. O tăiată, o babă în două și la alta un chicior. O chema televiziunea ca să vină să-l filmeze și plângând o scos cuțetul și a început să cresteze. Cel mai mult m-am bucurat când a venit din dragoste. Am vorbit cu Mircea Radu și mi-au zis și mie. Au venit și de la iartă-mă la noi la poartă odată cu un buchet de flori albastre pentru mama de la tata. Și s-o bucura mămica că erau tare frumoase. Și s-o bucura și calul că de mult nu mai mâncas. Cântecul stai despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. Urmează strofa 3, tot despre noi, tot despre ei. După o zi de tras la coasă, merg cu mândra mea la bal, că fanfara cântă house la căminul cultural. Vine unul training niche și mi-a mândra de mijloc. N-a ceava că primă să dea ciu, nu pot să joc. Și mă bag cu mândra în hor, liniștit, ghinișor. Știi ca să joace house, dar mă calcă pe chicior. Eu mă arunc și fac șpagatul, că se laste ca un caș. Tot ziua joc freestyle-ul cu flăcăi pe imaș. Domnul Niche mă îmbie cu un chil de țuică bună, ca să-l las să-mi ia mândruța și să o duc până în șură. Mândra mea nu s-ar fi dus, fiindcă ține mult la mine. Dacă îmi gustat din țuică, nu s-o mai putut abține. Cu zbat și vreau să intru peste ei, mai bine las. Ia să merg eu la bunicu să-i cer actele pe casă. Wow! Iată că s-a întâmplat și o ediție în care una din trupele care a venit să omagieze memoria Tatianei v-a dat și sfaturi imobiliare. În această seară tocmai ați primit sfaturi imobiliare de la domnul care de 20 ceva de ani mă suportă lângă el pe scenă, chitară electrică și voce, Săr Bobo Burlăceanu. Dacă s-a auzit ok și până în spatele sălii, până la domnii care stăteau pe Tinder și vi s-a părut că moldovenească a sunat aproape ca românească, este numai și numai meritul domnului Tibi, mulțumim frumos că ai venit astăzi să ne salvezi. Și dacă ai echipă tehnică, deși nu pare că ai, o salutăm și pe ea. Salutăm și domnii care au făcut filmarea. Băi, mega ciudat numele vostru, mă, de film. Cum se cheamă? Cătălin? Cătălin Stepa? Nu? Mereu un ciudat... Altfel de loc. Mulțumim altfel de locuri.
Nu vreau să las această seară să se termine de fără zahăr, fără a mai mulțumi încă o dată Consiliului Local Municipal și Primăriei Lupeni, lui Cătălin, care de fapt sigur este în spatele Asociației Culturale, Tatiana Stepa. Stai că era și în jos refren. Descoperă Valea, așa, Șerban și Fabrica de Pian. Eu sunt Bobby Dumitraș, relații cu publicul și anunțătorul de sponsori. Știu că nu prea am voce, dar nici nu-mi trebuie, fiindcă deja am super om la voce. A fost o onoare să vă chinuim din nou urechile. Dacă v-ați puțin speriat de stilul nostru, înseamnă că ne-am făcut treaba în seara asta. Ce frumos ar fi ca în ultimul refren să intrăm cu toții. Promite Bobo că îl dublează. Să intrăm cu toții, nu pe timp, nu pe notă, fiindcă muzica folk nu e nici despre intrat pe timp, nici pe notă. Muzica folk este de intrat pe inimă, doamnă. Pe inimă. Eu fac 4 bețe de alun din ăla bun, clai peste grămadă, intrăm să vedeți ce tărăboi cultural ies în seara asta în sala Camilului Cultural. Nu. Palatul Cultural. Te rog frumos, următorul concert la care să mă invit să fie momentul în care această sală capătă un nume alternativ, și anume Tatiana Stepa. Doar am zis. Până atunci, oricum, lumea e plictisită, n-a urlat ca lupul, da. 4 bețe de alun din ala bun, numai... Eu sunt bun pe asta, pe propaganda. 4 bețe de alun din ala bun și intrăm în ultimul refren. Deja l-ați uitat. Țiu, 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 țiu! Cântecul stă despre noi, e un cântec simplu despre vaci boi, e de la sate cu căruțe colorate, în care trec țigani și cântă pe la spavate. Cântecul stă despre noi. Vă rugăm frumos, nu uitați de bis. S-a bisat, Doamne! Bobo, rămâi cu chitara. A fost o seară lungă și vă rog să mă credeți că oricât o facem noi pe aglumeții, a fost o mare emoție pentru noi, pentru că îi spunea și lui Cătălin de multe ori. În liceu, dacă voiam s-o fac pe maică mea să mă lase să ies seara de la 8 la 10 cu băieții, mama știa că mă întorc la 2 noaptea, dar cântam Copaci fără pădure, varianta pe care o știam eu atunci, și mama îmi spunea, ești un drag de copil care mă faci la sentiment, bine, du-te. Când îți faci foame, te-ntorci tu. Ne luăm la revedere cu acest bis. E un cântec care răspunde întrebării cu ce ne-am ales după atât de mulți ani de chinuit urechile unor oameni faini ca dumneavoastră. Mai bogați nu suntem, că am băut și banii prietenilor care deja nu mai răspund la telefon. Răspunsul stă mereu în faptul că artistul cantautor de pe scenă este întotdeauna un cabotin care externalizează sentimentul valorii de sine. Noi urcăm pe scenă cu 35 de secunde de siguranță de sine. Avem 35 de secunde să ne agățăm de dumneavoastră, după care o seară întreagă nu facem altceva decât să rupem din voi mici bucățele de iubire care de altfel ne hrănim. Așa că, dacă tu, băiat în tricou verde și cu mustață de aicuza, dacă mâine dimineață te trezești mai ușor cu 0,15 grame, felicitări, atâta iubire ești capabil să oferi. Nu e nevoie să ne oferiți, că ne luăm singuri. Dar nu uitați, când aveți pe scenă artist, dați-i 3 aplauze, că nu costă bani, dar el o să se simte, știți cum? Semizeu. Despre asta e vorba în cântecul ăsta, cu care vă spunem la revedere. Născut liber. Liber, 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 liber.
se schimbă viața uneori, se ascunde soarele între nori. Oricum ar fi, lumina tot o vezi. Și nu ajunge doar să speri, tu trebuie să înveți să ceri, să lupți pentru ce crezi. Chitara-mi sună, deci sunt viu, mai mult nu-mi trebuie să știu. Mai trag un fum și plec la drum. Liber, 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 că sunt născut de liber și liber voi fi mereu. Liber, da, Doamne, așa sunt eu, sunt liber să cântare sau să trag. Liber, să fiu înger, să fiu drag, sunt liber, liber. Sunt un copil, sunt un artist, sunt pesimistul optimist. Și uneori mă vând pe două peri. Sunt veșnic minus la bilanț și beau prea mult și ajung în șans. În mult, prea multe severi. Dar fiindcă astăzi ți-am cântat, mă simt al naibii de bogat. Că n-o să ajung o pandemie să pun arta la cutie. Lupenule, din inimă îți mulțumim. Tatiana, știi că te iubim. Deci hai, prietene, aplauze! Sunt născut liber și liber voi fi mereu. Liber, da, Doamne, așa sunt eu. Sunt liber să cânt tare sau să tac. Liber să fiu înger, să fiu drag. Sunt liber și liber voi fi mereu. Liber, liber, da, Doamne, așa sunt eu, da, așa sunt eu. Sunt liber să cânt tare sau să tac. Liber să fiu înger, să fiu drag. Sunt liber. Habar n-avem cât de liberi suntem. La revedere, oameni frumoși! Vă iubim, dragilor!